Stresul cuprind din ce în ce mai mult secolul în care trăim, indiferent de locul în care ne aflăm. Nu numai că avem din ce în ce mai puțin timp pentru noi și pentru familie, dar suntem din ce în ce mai stresați de plata facturilor, lipsa banilor, ne trăim viața în viteză, nu mai conștientizăm atât de clar lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, iar concentrarea pe stradă sau la locul de muncă nu mai este de mult timp punctul forte. Potrivit specialiștilor, există mai multe categorii de factori care ne influențează starea emoțională. Stres la nivel emoțional, stres la nivel afectiv, stres la nivel social, stres la nivel din punct de vedere al jobului, la nivel spiritual, economic, financiar. Potrivit unui studiu realizat de către sociologi, la nivel european, creșterea prețurilor este cea mai importantă sursă de stres din România, 47,0%, urmată de starea economiei, 44,9%, și de credite, 44,1%. Îngrijorarea legată de credite plasează România pe locul 3 în regiune, după Turcia și Croația. Alte surse de stres sunt și scăderea veniturilor personale, 40,6%, slujba actuală, 35,3%, sănătatea personală sau a celor apropiați, 28%, lipsa timpului pentru viața personală, 22,2%, viața de familie, 11,3%, și siguranța personală, 4,7%. Terapeuții spun că fiecare dintre noi trebuie să-și dea seama unde anume echilibrul a fost perturbat. Aceștia afirmă că dacă avem alături familia și prietenii, putem face mai ușor fața acestui rău care ne afectează atât fizic cât și psihic. Climatul familial și echilibrul familial, emoțiile la nivel de atașament din familie, la nivel de afectivitate, relațiile ce există în cuplu, relațiile ce există la nivelul familiei sunt extrem de importante. Toate aceste lucruri vă pot reechilibra, dar în același timp vă pot da și energia de care aveți nevoie pentru a face față unor norme de conduită, indiferent de mediul în care vă aflați. Potrivit specialiștilor, dumneavoastră sunteți singurii care aveți controlul deplin a propriei persoane. Indiferent ce mesaje se transmit din mediul extern, indiferent ceea ce îmi oferă mie viața de zi cu zi, în momentul în care eu conștientizez că toate aceste lucruri îmi sunt date pentru că reușesc și am capacitatea necesară și pentru că sunt acolo să le rezolv, atunci lucrurile capătă o tot o altă conotație pentru noi și înțelegem că orice lucru care mi se întâmplă mie astăzi, mi se dă să mi se întâmple cu un scop. Așadar, dacă vreți să scăpați de emoțiile negative, psihologii vă recomandă să vă faceți curaj și să le înfruntați. Tot aceștia mai spun că este bine să vă înconjurați de oameni dragi, care cu sau fără voia dumneavoastră vă vor ajuta să treceți mai ușor peste anumite momente ale vieții.